Marcel Ciolacu, premierul României, a declarat că e gata să susțină o lege prin care tinerii care încă nu au împlinit 18 ani să nu aibă voie să-și ia permisul de conducere la majorat dacă sunt prinși consumând droguri. Momentan nu există un proiect de lege pe această temă, dar știm că urmează să fie luate mai multe măsuri după tragedia ce a avut loc acum ceva vreme la 2 mai. Nu știu sigur dacă ce zice domnul Ciolacu este sau nu o idee bună, nu sunt politician, dar pe aceeași logică am putea, de exemplu, să nu permitem celor care au dosar penal să obțină vreo funcție la stat, nu? Dar nu cred că domnul Ciolacu ar susține așa ceva.